comunicat prima administrație și doi din noua turmă, a fost convocat în ședința la ordinarea Consiliului Local. Proiectele de hotărâre sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate, raportul de aprobare a inițiatorului și adunările consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local de Energie. Rog, domnii și doamne, consilieri care au un interes personal în problemele supuse de spate să se abțină de la proiectele de hotărâre. Bună ziua! Dau citire proiectului ordinii de zi, care este la dispoziția numărul 62 din 0902-2022. Proiectul numărul 1. Propunerea numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din 28 ianuarie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Zăpării de Rudețul Bacău și un proiect diverse. Cine este pentru această propunere? Toată lumea este de acord? Lipsă, domnule consilier Gărnescu, Melinda Marian și Bisulocanul, este în domnul Bun. Supun aprobării procesului verbal a ședinței ordinare din data 28 ianuarie 2022, a fost comunicat pe mail, sunt convinsă că l-ați citit. Corespunde cu realitatea, 100%. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2022. Da, cum să încep eu aici cu prima parte și să spun așa, că veniturile bugetare locale constituite din venituri proprii formate din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din venituri ale bugetului de stat și subvenții de la bugetul de stat și alte bugete. Deci veniturile proprii prognozate pentru anul 2022 au fost fundamentate la 90% din nivelul realizărilor anului precedent, cu excepția cotelor defalcate din impozitul pe venit, care au fost alocate în proporție de 63% din veniturile estimate a fi încasate. Deci astfel, construcția bugetului, proiectului de buget pentru anul 2022 are în vedere venituri în sumă totală de 9.504.780 lei. Ele se constituie așa, deci venituri proprii în valoare de 937.400, sume defalcate din venituri ale bugetului de stat 2.170.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 5.515.000 lei, subvenții PNDL prognozate 480.000 lei, subvenții ajutoare încălzire 214.600, subvenții FADR 187.780 și sume utilizate din excedentul anul precedent de 2.007.220 lei. Deci, veniturile evidențiate pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare sunt compuse din deci venitul anului curent de 9.504.780 lei, iar ca suplimentare, excedentul anului precedent, 2.007.220 lei. Pentru instituțiile precum Serviciul Public de Salubrizare am estimat venituri de 351.520 lei. La cheltuieli, suma totală este de 11.512.000 lei, evidențiat pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare. Ca sursă este compus din cheltuielile anului curent ale secțiunii de funcționare în sumă de 7.537.000 lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.975.000 lei. Iar pentru Serviciul Public de Salubrizare, cât avem la venituri, avem și la cheltuieli, 351.520
format din cheltuieli salariale de 261.250 și cheltuieli materiale 90.270 lei. Pentru fundamentarea acestora s-a bazat în conform articolului 5 și alineatul 2 din legea 273, evaluarea materiei impozabile, alte baze de impozitare, precum și pe sumele primite de la Direcția de Finanțe Publice și de la Consiliul Județean. Deci, bugetul local detaliat pe cheltuieli, pe capitole și subcapitole, este prezentat în, da, în anexa 1, cred că ați văzut-o. Secțiunea de funcționare 7.537.000 de lei și secțiunea de dezvoltare 3.975.000 lei. În secțiunea de dezvoltare, ne bazăm și pe acei 2.007.220 de lei care se vor regăsi în această secțiune pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de capital. Haideți să trecem de bugetul de cheltuieli, prezentat astfel, pe capitole bugetare. Deci pentru autorități publice și acțiuni externe, 2.606.500, din care cheltuieli de personal 2.030.900 lei, bunuri și servicii 525.600 lei și cheltuieli de capital 50.000 lei. La fondul de rezervă am pus 31.880 lei. Pentru ordine publică și siguranță națională 281.850 lei formați din cheltuieli de personal de 213.950 lei și bunuri și servicii din 67.900 lei. La învățământ 737.500 lei format din bunuri și servicii 453.500.000 lei, asistență socială 61.000 lei, proiecte finanțate din fondul nerambursabil 110.000 lei, alte cheltuieli, aici intră bursele, 108.000 lei. La capitolul sănătate avem doar cheltuieli de capital 628.000 lei. La cultură, recreere și religie avem 1.198.420 format din cheltuieli de capital, cheltuieli de personal 126.860 lei, bunuri și servicii 251.560 lei, proiecte de finanțare din fonduri nerambursabile 315.000 lei și susținerea cultelor 120.000 lei și cheltuieli de capital de 385.000 lei. Asigurări și asistența socială 1.715.200, cheltuielile de personal pentru asistență socială 883.200 lei și asistenții, indemnizațiile de handicap și ajutoarele încălzire 832.000 lei. Locuințe, servicii și dezvoltare publică. În cheltuieli de personal 137.150 lei, bunuri și servicii 626.500 și cheltuieli de capital 1.070.000 lei. Protecția mediului. Bunuri și servicii 504.000 lei, cheltuieli de capital 80.000 lei. Drumuri. Bunuri și servicii 520.000 lei, cheltuieli de capital 1.337.000 lei. Alte acțiuni economice, 43.000 lei. Și cam așa ar fi în mare format bugetul de funcționare. Pe partea de funcționare plus dezvoltare, în ce privește lista de investiții și... Dacă îmi permiteți o rectificare, pentru că știu că am o discuție, doar pentru că a scăpat la punte 130.000 lei. Adică spunem cu 10.000 de lei, pentru că... pentru parohia trecută la numărul 2. Am zis de ședința trecută, ținând cont că sunt două biserici, că trebuie să mai mari, să... nu avem cum să jucăm noi. Despre pregătire profesională, dacă ne puteți spune ce se poate. Trebuie să terminăm și partea de dezvoltare. Okay. Nu, sau... nu, dar la pregătire profesională am pus 8.000 de lei. Este mult mai puțin ca anul trecut, deși nici anul trecut mai încheltuim niciun... Bănuț. Bănuț. Sau au fost undeva cu 500 de lei pentru, nu știu,
Anul ăsta suntem obligați să facem instruirea asistenților personale. Avem vreo 27-28 de asistenți. Am ofertă chiar astăzi venită pe e-mail, 140 de lei de fiecare asistent personal, vorba de vreo 4.000-5.000 de lei. Noi am păstrat în mare parte din bugetul de anul trecut, pe partea de funcționare. Totdeauna sumele au fost mai mari, de aici se și vede că așa unui excedent ne rămân bănuți. Anul trecut ne-a rămas la 2 miliarde de lei, bani pe care le găsim astăzi în lista de investiții pentru anul acesta. Banii pe care i-am primit nu sunt suficienți pentru cărătorinare comună noastră. Dacă pot să dau citire listei de investiții, dacă nu, mai sunt discuții pe... Da, deci aveți cuvântul, domnul primar, vă rog. Vă spun cu cuvântul. Achiziția au putut de acel bani. Mi-am propus anul acesta să... Pentru că s-a aprobat în fondul de mediu, în programul ABLA și pentru persoane juridice, achiziția unei mașini. Noi avem vreo 3 mașini scoase din uz, din anii din urmă, MCV-ul, APE, chiar cea pe care am primit de la Made, am fabricat în 2006. Poate reușim să devolim toate 3 și să mai venim noi cu 20.000, să luăm un Logan prima clasă, cea de 7.000, nu știu, o fi 10.000, nu știu, 10.000, da? Pe care să folosim atât pentru poliția locală, cât pentru celelalte activități în cadrul comunei. Am pus 50.000, dar nu se mătărit toți banii, sunt convins că acum nu știu ce valoare au acele vouchere pentru... La prima valoare era, la următoarele scade. Modernizare despre zeal medical satire Giu. E vorba de aceea lucrare pe PNDR 2, care urmează să se finalizeze cât de curând. Suma de 603.000 prinsă, sunt bani care vin se întorc, patrință de cheltuiala noastră, spre PNDR, suntem obligați să primim un buget. Nu știu, pe programul de săptămâna care vine faza la instalații, cum dacă se facă și recepție. Amenajare, mini-bază sportivă în curtea centrului de creierea populației Roare, Comuna Hilegiu. E vorba de un teren de fotbal și nu doar de fotbal, de sport, în curtea centrului de la Brătira. Am finalizat anul trecut, noiembrie, cred, proiectul tehnic. Am prins în buget o sumă de 200.000 de lei, clar nu sunt bani care ne-ar ajunge, dar am gândit-o ca o cofinanțare, pentru că intenționez, dacă se înscrie o măsură nouă pe val, să aș sunt pe val. Dacă nu, venim cu completare noi, la cei 200.000. Modernizarea de teren de sport în curtea școlii gimnazială de regiune. E vorba de terenul de sport care a fost în curtea școlii și achiziția coborului sintetic. Dotări Cămin Cultural Hilegiu. Sper să termin Cămin Cultural Hilegiu la 1 iulie, așa cum avem contractul, și apoi să-l dotăm. Nu știu dacă o să ne ajungă banii, nu știu dacă sunt mulți, e un buget estimativ. Vorbim de dotări aici, de la scaune, mobilier în bibliotecă. Intenționez ca în Căminul Cultural de la Hilegiu să aibă viață, să aibă activitate, pentru că e în centrul comunei. Și chiar mă gândeam, mă discutam cu colegii mei în zile din urmă, v-am mai spus, inclusiv cu unile civile, aș vrea să le oficiem acolo. Biblioteca e o destul de mare, mobilier, bibliotecă, scaune, calculatoare, sper să le cadăm în banii respectivi. Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale. Aici n-am prins nimic noi, pentru că nici n-am prins nimic de... Dar discuția de sumă trecută cu colegii la partid, PNRR-ul lansează o nouă măsură pentru gaz. Iar n-am stat deloc degeaba și chiar ieri am primit documentația pentru avize de la drumuri. Urmează prin cer de lapte române și deci toate banii să-l avem. Practic sunt pregătit în momentul în care s-a deschis o măsură să depunem un proiect. Nu știu cât de eligibil ar fi. Știu că toți primarii din zonă pregătesc proiecte pentru gaz. Știu că Coțofăneștiul a fost eligibil pentru POIM de 2 ani de zile. Nu s-a îndupat nici astăzi, chiar dacă e eligibil. Contact semnat. Iluminat public în comunele de primântare de corp și de iluminat cu LED.
și achiziționarea de sisteme de telegestiune pe fondul de mediu, un proiect depus care sper să fie la fel bugetat. Există de terminat public în teren de relugeri, plătirea și regiu. Să face ce am făcut anul trecut cu acei stâlpi și lăm prin zonele care nu au fost până acum prevăzute ca să aibă un alt public. Anul trecut am făcut felca, am făcut curbele spre Deleni, am făcut ciortea de jos pe două străzi. Anul acesta avem în vedere de la Prențu până la, nu știu exact, până la Vale. Dacă mai fi undeva în strada Poenie, am pus anul trecut plus 35.000 aici. Sistem de canalizare și care cu apă, la câteva bătii la Drăgugești și comuna Hedegiu, județul Bacău, e proiectul pe care l-am depus pe Angel Salimin. Eu sunt optimist aici, pentru că la început au spus clar că fiecare comună se depune cu un proiect, că sunt bani doar pentru un singur proiect, dar plafonat la un 4 milioane, azi vorbește 7 milioane. Proiectul nostru este mai mare și apa și canalul ar fi proiecte prioritare. Dacă se ține cont de prioritatea apă-canal, atunci proiectul trebuie să fie eligibil și pe PNRR, unde sunt bani, ar trebui să semnăm contractul. Am primit o clarificare săptămâna trecută, care nu foarte lung, ceva de modificat simplu, am fost trimisă. Așteptăm evaluarea și să fim chemat semnarea contractului. Achiziții teren, rezervor apă în satul de Leni, tot acel proiect la care ne lucrăm și am reușit să dezbatem mășinirea după 6 luni de zile în decembrie. Acum trebuie să așteptăm 90 de zile pentru că este extravilan și asta e perioada de obținere a vizului de la Ministerul Culturii, Ministerul Culturii, ăsta, Culturii, Culturii și cel mai da publicitate. Suplimentare sursă de apă în sate de lei, 50.000 de lei. Înființare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comunele județul Bacău, la fel, un proiect pe fond de mediu depus. Extinderea apă potabilă în satul Drăgugești, punctul Obedi, e vorba de acea stradă care duce spre Deleni, transportul de apă, unde vreo 50 de case nu sunt branșate la apă, pentru că fiind transport nu puteau să branșeze și atunci am gândit noi o extindere, cu fonduri proprii, să ne legăm undeva în zona bisericii, la Ibar, în zona aceea, și să traversăm Părâul și să mergem către ultima casă de pe strada Obedi. Amenajare, parcare și sistematizare curte, cămin, chelegiu. Aici am luat în calcul 300.000 de lei, pentru că așa asta a fost discuția cu proiectantul. Aș vrea, pentru părinții dumneavoastră, în centrul acesta ne-a dat pe bine și este foarte, foarte aglomerat. Nu există nicio parcare de la primărie și până în fața magazinului din centru, zilnic sau pansoane și capete de mașini. Aș vrea să modific parcarea de aici, din fața primăriei, să o urgesc. Tot șanțul până jos scos și făcut biscuiți carosabili, săpat în drumul către cămin, vreo jumătate de metru, 80 când ne-ar permite, cu zi de sprijin până în dreptul Floris, să păstrăm accesul către casele de sus și să amenajăm câteva parteri. Iar scările și accesul în curtea căminului, plus sistematizarea curții, să le modernizăm, să le reparăm, pentru că scări arată foarte rău, să le îmbărcăm într-o greție, într-o mozare, nu știu, comună, curentă, să arate mai bine decât arată astăzi. La fel și curtea, să amenajăm două, trei parcări în interiorul curții pentru un microbus școlar, pentru un eventual eveniment, iar în partea stângă, cum te uiți, mi-ar plăcea să ne înmulți așa de vară, cu multă gădeață, ținând cont că intenționez ca unile să oficieze acolo, un loc de o fotografie, de o... Apoi, înființarea sistemului de distribuție gaze naturale cu unele județul Bacău, e proiectul pe gaze la care lucrăm, și noi am prins 100.000 aici pe bază de proiectare, ținând cont că trebuie să plătim documentația pe care le-am obținut și celelalte avize pe care le-am obținut. Poate e mult, dar să rămână. Achiziție cămine plus acoperimente stradale. Am gândit cu un coleg meu să punem la intrarea pe fiecare stradă, atât de cât și în Zăbuiești, acolo unde avem rețea de apă, apometru și cămin, pentru a le ține din scurt, într-un fel sau altul, să știm exact unde se consumă foarte mult, să putem opri apa atunci când avem avarie, de exemplu, azi noapte am avut avarie pe DLM,
chiar în capul satului, așa intrare despre curbe. Curgea din câte să vă imaginați. La ora 12 noapte vedeam cu sare, cu Marius, cu Lelu. Eu mi-a fost teamă, îngheța foarte tare, curgea foarte... Deci o curs 60 de ani într-o oră. Capul de țel, vă dați seama, un flash park asfalt în sus. Și am gândit că la începutul fiecărei străzi să montăm un cămin cu acumetru, la care avem acces, ai și control pe consum, plus ai control pe fiecare avarie. Așa. Alimentare cu apă de lei, care gândește ce am spus. Interesul de apă de lei, am spus, în fază de proiectare. Înființare sisteme de reîncărcare pentru vehiculele, ce am citit pe fondul de mediu. Extindere sistem canalizare în sat Helegiu și de lei. După cum știți, de aici la Helegiu avem canalizare care se opresc în anumite puncte, la Helegiu în centru, la Deleni, la strada Bălan, prea de sus. Prin PNRR am avut o discuție cu un domn consultant de la Iași, chiar astăzi am luat telefon cu dânsul. Am gândit trei proiecte pe care le pregătim pentru a depune undeva la începutul sesiunii. Se spune că la începutul de aprilie se va deschide nouă sesiune. Vorba de extinderea canalizării de la blocul din centru până în capăt spre Livezi și la Bereni, străzile care nu au, de la strada Bălan în sus până spre Aron, pe apostament, și strada Baciului, cu care străzi mai sunt neapărat la canalizare. Modernizarea stradaciului de sus, 550.000, e proiectul pe care vom începe primul, unde de acum timpul ne permite. Modernizarea stradaciului, la fel, cred că concomitent, e vorba de stradaciului din satul Drăgugești, care va fi modernizată, la fel cu 550.000 de lei. Modernizarea strada Costea, nu am prins suficienți bani pentru că atât nu am rămas. Urmează, avem proiectul de finalizat, avizele sunt depuse pentru a fi obținute. Am prins 100.000 într-o primă fază. La prima rectificare pe drumuri suplimentăm, pentru că vreau să modernizez strada Costea. Ca o paranteză, nu știu dacă la început, am primit pe drumurile de la Consiliul Județean suma de 180.000 de lei, aceștia banii pe care le pentru drumurile comunale. Dar eu am avut decedentul pe care l-am putut să lăsi acum. Amenajare pastelă pentru la strada Alexandru Ioan Cuza Brătila. Nu vă răcea pasarele pe care am tot vorbit și care terminată, e finalizată, nu a adus pentru că nu aveam buget făcut. Cum le-a spus, care vine să-și mutăm. M-am făcut adresă și la terminaționale acolo, pentru că podul arată sub orice critică, e grăpat, e fisurat tot, adică e în pericol. E în pericol. Și următorul pod de la varmă, cum ai trebuit să da, deci am făcut acolo că am coborât cu băieții de măsurat, sunt sub orice critică, nu e praf. Realizarea și modernizarea de fraturi utile aflate de calamitățile cu mai legiu. E acel proiect mare pe pus pe CNI și azi am stat cu proiectantul, a fost la noi pe capăt de pe și un sfert, cu podul Drăgugești, strada Busuiocele, strada Bălan și strada Ciocan, plus podul de la Dătila. La e vorba de foarte mulți bani, nu știu, aici sunt semne de întrebare, am fost pe nu știu câteva București, e vorba de foarte mulți bani, e vorba de interese, nu știu. Am luat în calcul astăzi, în situația în care ne lovim tot de refuz, să rupem în două, să rămânem cu drumurile separat și partea aceea de poduri și amenajare, partea carosabilă pe marginea pădurii, să fie un alt proiect, pe care să depun pe Poim sau pe altceva, unde sperăm să găsim înțelegere mai multe la CNI. CNI nu face decât în ultimul timp căbinii culturale, dispensare și să de sport. Dacă pe iată, da, tot pe PNRR am gândit asigurarea dotărilor prin dezvoltare rețelei de școli verzi, școala de legiu. Aici e vorba de dotări pentru toate școlile din comună, un singur școală, școala de legiu ca și structură și celelalte două, din Iadești și Drăgugești. Tot ce înseamnă dotări, de la mobilier,
poate reușim și sunt bani foarte mulți, am lucrat în față bugetul plan națiunilor de regresare și reziliență și cred că vor fi bănuți. Și tot aici avem aceste microbuze verzi, la fel, la partea de proiectare și consultanță. Ținând cont că vom avea și două stații de intercare, sper să fim prioritari și să mai achiziționăm un microbuz școlar în transportul elevilor. Că astăzi propunem de mai multe cei care le avem pentru cinchiriat. Atât, dacă sunt întrebări, vă rog să vă la președinte. Da. Deci, mulțumim, domnul primar. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, discuții vis-a-vis de buget? Nu. Nu știu dacă îmi permite să am eu câteva lucruri de spus. În primul rând, nu știu dacă este normal, niciunul dintre dumneavoastră n-a participat la ședința pe comisie, cu condițiile în care nici măcar la buget, era un proiect de hotărâre, poate cel mai important proiect de hotărâre din an, care comporta din partea dumneavoastră, zic eu, un interes mai deosebit. Nu a fost să fie, poate data viitoare, ideea este că probabil nu aveți voie să vă implicați, dar vă amintesc că acolo unde dumneavoastră ați avut o idee bună și unde ați avut ceva de spus, domnul primar și-a sfârșit părerea, așa cum e situația făcută cu pasărea la produsul de doamna Coma, așa cum a fost căminul la, nu căminul, terenul de sport la Drăgugești pe care l-a propus domnul Busuioc să se reabiliteze. După cum știți, în ședința de anul trecut în care s-a votat bugetul, am avut, cred că, peste 10, în orice caz, peste 10 amendamente. Niciunul din aceste amendamente nu a fost aprobat de dumneavoastră. Prin urmare, am considerat că nu fac decât, așa, figurație, să fac din nou proiecte de hotărâre în condițiile în care niciunul dintre dumneavoastră nu le veți vota. Eu îi dau posibilitatea domnului primar să voteze proiectul și să-și ducă mandatul la bun sfârșit și să realizeze ce și-a propus oamenilor. Constat doar că este un buget nerealist, un buget în care avem un deficit între venituri și cheltuieli de peste 2 milioane de lei, da? Deci cheltuielile prognozate sunt cu 2 milioane mai mult decât veniturile. Este un buget în care secțiunea de funcționare e undeva, îi spun, 70 și ceva la sută. Eu am văzut ca investiții noi 3 străzi, 3 străduțe, dar Stradaciuni, Brătila și de strada costă, dar aia nu-i finanțată. În rest, parc, teren de sport, spațiu de joacă, sunt căminul cultural, amenajare, parcare, e bine așa. Mă spunea domnul primar de canalizare la DRN, câți bani ați propus pentru acest subiect? Avem un sistem de canalizare, de extindere canalizare pe care am discutat despre el, de pus pe PNRR. Și trebuia să-l facem atât. E investiție nouă. Deci am văzut doar 3 străzi, eu am văzut mai mult, am văzut apă și canal, am văzut proiecte de pus. Nu sunt proiecte de pus, eu spun ceea ce este finanțat, da? Că proiecte de apă. Da, eu spun pe canalizare. Dar și din ce se refinanțăm? Nu din bani pe care îi primim prin depunere prin multe măsuri? Deci, domnul primar, avem bugetul local, bani, ne permite să facem canalizare. Dacă mă întrebați pe mine, mai aștepta parcarea de la, din fața căminului de la Helegiu, că Dumnezeu știe când o să se facă. Și cu 200 de mii de lei cât ați propus dumneavoastră, făcea cu cataie de canalizare pe drumul principal. Mă rog, dumneavoastră ați avut 200 de mii la Brătila, la spațiu de joacă. Sunt 3 cămine, sunt 2 cămine și o grădină. Și ce? Nu spațiu de joacă, nu de o... Bine, bază sportivă, sigur. Este super mega, o să vină... Să facem? O să vină... Ba da, propus, vreau să predice toată lumea mâna. Foarte bine, deci asta, așa s-a văzut dumneavoastră prioritățile. Din punctul meu de vedere, este o propunere de proiect de buget nerealist. Nu este adaptat la nevoile cetățenilor, nimic de strada Busuioc. Cum am spus de la început, de când a fost acel proiect megalomanic propus că nu o să se întâmple niciodată. Și mi-am dorit. Sperăm să primim finanțare un proiect foarte mare. În cazul care nu vom primi finanțare, îl vom rupe în două și vom face separat. Și eu sper și îmi doresc să vă iasă lucrul acesta. Eu mi-aș fi dorit să fiu făcut dumneavoastră, mai altceva, nu fi fun eu să fac eu acum. Deci, domnul primar, când o să ajungeți dumneavoastră la investiții în infrastructură de peste 1 milion de lei, asta înseamnă apă, canalizare, drum, cămine culturale, da? Când o să ajungeți dumneavoastră la performanța asta, atunci să spuneți, când afară de să știți favele... Să funcționarea aia de care cel mai devreme, sunt acolo pe întreținere și reparații pe atunci, să știți. Da. Toate pompele sunt sus, tot asfaltul este praf. Da, exact. Câteodată este bun în funcție de situație, câteodată sunt bune investițiile, câteodată nu. Eu văd că dumneavoastră în fiecare an aveți câteva sute de mii de lei,
suplimentare sursă de apă. Apă ce că nu e. Suplimentare sursă de apă. Și la Ardelen, la Drăgucești, în fiecare an. Dar iar la suplimentați. Și la Ardelen și la Drăgucești. La Brătila nu se întâmplă nimic. Nu e suficient. Tot pe hârtie. Cum spuneam, nu vă vorba. Ați avut trei mari la Brătila nu se întâmplă. Da. La satul în care v-ați născut. Exact. Am făcut un centru de zi pe care dumneavoastră îl folosiți, da? Am făcut cel mai important lucru. Tot cămine, tot spații de joacă, tot de drastă. Așa, nu, am transformat o școală care se dărâma pe oameni, da? Despre asta e vorba și mai ales am făcut-o cu bani europeni, domnul primar. Să vă amintesc, da? Cu bani europeni. Nu, jumătate erau prima mare investiție care am făcut-o în Comuna Vilegiu a fost în satul Brătila, da? Drum, și este drumul Felicită. Comunal. Și dacă toate drumurile comunale din comună, drumurile comunale sunt asfaltate, nu e meritul dumneavoastră. Așa că haideți să mai facem. În parte. Despre asta este vorba. Mi-am dorit să vă implicați pentru că au trecut deja aproape 2 ani de zile și să știți că cetățenii așteaptă de la dumneavoastră nu doar să ridicați mâna. Și dacă proiectele mele, propunerile mele nu sunt acceptate, pentru că nu sunt acceptate, faceți-o dumneavoastră. Eu cred că aveți această datorie față de cetățeni pentru că să vină data scadenței și pentru dumneavoastră. Prin urmare, mă abțin de la acest proiect de hotărâre, vă dau posibilitatea să vă realizați. Spuneți-mi, în afară de ce am propus eu, care sunt propunerile dumneavoastră în afară de ce am propus noi astăzi? Astăzi, noi. Eu și colegii consilieri care s-au întâlnit cu mine, colegii mei s-au întâlnit cu mine, colegii domnului Vici s-au întâlnit, au discutat împreună, ne le asumăm împreună. Împreună am mers și acum 3 ani, vom merge poate și peste 2 ani iarăși, dacă vom fi sănătoși. Păi nu, spuneți-mi ce nu e în regulă și ce ar trebui să mai explic. Pentru că nu suntem și eu și colegi, suntem dispuși, a fost, a fost o idee bună cu colegii Elena, pentru acea lei pe primar, nu mi-am însușit-o eu. Domnul primar. Nu am eu ca și mă la tot ce poate crede, că sunt primar. Dar era normal că eu să fac de investiții. Cine trebuie să fac? Să fac un consilier, deci, să fac investiții? Domnul primar, în condițiile crizei actuale, dumneavoastră băgați sute de mii de lei pe parcuri, terenuri de sport, ce-ați făcut? La Vilegiu, anume, despre asta e vorba. Pentru mine este foarte important toată educația, că și cu Vilegiu, să știți. Pentru mine este foarte important. Foarte important. Eu nu puteam să vă copii la Vilegiu, că fac educație fizică în Noroi, și nu puteam să-i văd când merg la o toaletă, unde se pișau până la genunchi și veneau auzi acasă. Corect. Nu mi s-a părut normal. Și atunci au trebuit să fac ceva și am și făcut. Am o toaletă funcțională de 10-12, cum se numesc? Cabine. Cu apă, cu căldură, tot ce trebuie. Am dărâmat toate pânărele de cuși care erau pe acolo și din mâncau balaură și am făcut o bază sportivă, mini bază sportivă, un teren de fotbal, o placă de beton turnată, unde copiii merg în fiecare pauză și se joacă și își mănâncă cornul și își bea blăticul și cred că e în regulă. Mi-aș fi vrut să fac o sală de sport, dar n-am avut loc, să știți. Chiar dacă o să fie probleme, poate atunci o făceam. Vorbesc de centru, deci nu mi se pare normal să fie în strada asta blocată. Pentru mine nu doar că sunt helegian și sunt născut aici. Când intru în comună, comuna asta este comună cenușie, murdară, asfaltul crăpat și fisurat, pentru că a trecut timp peste el, trebuie refăcut, trebuie dat o dungă, alte drumurile astea, trebuie făcut o parcare în centru, că așa mi se pare normal. Și dacă avem posibilitatea, să nu spuneți cu 200.000 care am propus pentru parcări, puteam să fac canalizare la DLG. Vă știți foarte bine postul, mai bine decât mine, dar e mult mai ușor în fața camerelor să ne dăm cu părerea pentru a face nu știu ce speculații. Eu să tu din chestia și chiar n-am propus de ședința trecută să nu intru în locul discuții și încerc de dumneavoastră, chiar nu vreau, dar să-mi fac treaba, să fiu sănătos, să-mi văd copiii mari, familia fericită și să-mi fac treaba. Eu chiar oamenii din comune să-mi vorbească frumos și mă respecte, așa cum am stat și până acum. Celălalt e că e bine, că nu-i bine, timpul de valență va pe toate. O să fiu tratat răspunde dacă nu e ok, sau o să plec cu capul jos, că și n-am să mă țin în scaunul de aici, pe piciatul și cu care niciodată, să știți, așa poate să fie clar. Da, mă văd nevoit să discut, să iau o discuție. Ajutați-vă de-a făcut, doamna președinte. Da? Ați terminat, domnul Cunat? Mulțumesc frumos, ați terminat. Da, eu, dumneavoastră mi-ați cerut să identific, da, să vezi. Dați voi, doamna președinte? Deci dumneavoastră mi-aș cerut să vă spun ce aș fi făcut eu. Da, aș fi mers pe canalizare, aș fi mers pe dublă, aș fi mers pe lucruri care sunt mult mai importante în această fază. Sunt proiecte. Deci cum trebuie să nu? Deci în prima fază nu e proiect. Deci 1.100.000 de lei, domnul primar, atât aveți dumneavoastră finanțat, da, din 11 milioane de euro, 11 milioane de euro, cât este bugetul? De lei, da? Deci din 11 milioane de lei, dumneavoastră aveți investiții finanțate de 121.000. Da, de 15 miliarde. Da, atât. Plus e genul de 121.000 este 1.200.000. Deci, astea sunt finanțate. Bun. Dacă dumneavoastră spuneți că este ok, nimic,
Păi nu, dumneavoastră cum faceți altfel? Dumneavoastră cu bani de acasă? Mă întreb, așa că nu știu. Nu am capacitatea, poate să înțeleg. Nu, tocmai v-am spus de două ori. Păi uite, am 10 proiecte depus. S-aș fi făcut investițiile în primul rând. Nu teren de sport, garduri, pavele, surse de alimentare, că faceți de 10 ani, nu de 10, de 7 ani, faceți în fiecare. Fiecare zi. Păi și dacă faceți de presiune, nu, dar pleacă cu bine anul trecut și acum 2 ani, de ce nu mai faceți și anul ăsta? Că nu ne-a făcut acum 2 ani. Păi dar aveți finanțat resurse. Nu, am trecut, am făcut finanțarea pe Bucești. Nu, și nu aveți și acum finanțat sursă și PDR. Acum avem PDR, e o sursă pe care discutăm de 10 ani de zile și pe care era și nevoastră un moment dat încântat în sursa respectivă, din șes, unde ne-am oprit din cauza viții pe teren. Am spus că am rezolvat într-o mare parte dezbaterea moștenirii, pentru că sunt 6 proprietari pe un teren în extragi, da? Mă durează 90 de zile până când vom face cu toate de cumpărare, pentru că așa spune legea. Publicația se face 90 de extravilan. Asta înseamnă că undeva în luna lui martie-aprilie vom putea să facem contract de vânzare cumpărare. Din clipa aceea putem demara un proiect, pentru că nu puteam sta cu un proiect și știți foarte bine că nu trebuie să mai pun eu, că să fac un proiect, să fac intabulare, să obțin o tază de construit, trebuie să fac dovada puțin pe teren. Eu nu-mi permit să fiu un jurat de 4 ani că stația de tratare a apei s-a pus pământul nu știu cui și am discutit cu el. Nu, trebuie să fac așa cum spune legea și cum scrie la carte. Și așa o fac. Deci, domnul primar, aveți în anul 2022 propunere de extindere apă potabilă în satul Drăgugești? Da. Da? Deci o altă sursă, da? Da. Este. Spuneați că ați făcut anul trecut. O mai faceți și anul ăsta? Da. Și mai avem trecut, nu, domnule, de anul trecut și nu-i plătită, nu-i finalizat. Așa. Deci, și mai aveți alimentare cu apă și mai aveți încă o finanțare de alimentare cu apă de 60.000 de lei. Și nu trebuia să le am, le-a pechiții teren, doamna, dacă știați mai atent, erau pechiții teren. Nu, sunt să lucrări. Nu pot să scriu vorba pe pechiții teren. Păi nu, alea sunt PSP-ul. Înființare, sistemul... Alea sunt PSP-ul, ce proiect? Bun, e foarte bine așa, ca și concluzie. Nu voi propune niciun amendament, își susțin pe domnul primar în demersul lui de a face în acest buget coloana frumoasă, dar mă voi abține de la, a susține acest buget. Vă rog, domnul Cepunar, da, vis-a-vis de lista de investiții, atât faptul că am fost precizați acolo și în grupul nostru PSD, vă spun că vis-a-vis de terenul de sport de la Brătila, chiar îl susținem prin următorul fapt. Este o corectitudine ca tineretul din Brătila să beneficieze și ei de un teren de sport minim, așa cum beneficiază și cei din Delen, și cei din Drăgugești, și cei din Elegiu, pe realizarea terenului din anul anterior. Mi s-a părut corect să fie o prioritate pe următorul an, pe 2022, ca și tineretul din Brătila, chiar dacă s-a întâmplat nedorit de noi și nedorit de nimeni, cred că, să fie închise școlile, să nu fie închise și activitățile sportive minime. Și dacă am greșit, ne cerem scuze și vă rog să ne condamnați la momentul respectiv, adică mă refer la cetățeni, la votanți, cei care ne-au votat, vis-a-vis de lucrul ăsta. Iar de celelalte lucruri la investiții, pe apă, vă spun că anul trecut ajunsesem în situația în care nu aveau, deci chiar toți oamenii din care astăzi beneficiau, sau atunci, la momentul ăla, beneficiau de alimentare cu apă, nu beneficiau decât de alimentare cu niște furtuni în curți sau în casă. Apă era sursă zero, în avariile care le-am avut, adică respectiv s-au spart toate bazinele. Și nu mai spunem că și rețeaua a fost făcută așa cum a fost făcută, nerespectând normele chiar din proiect. Și avarii consecutive. Exact ce a spus domnul primar, s-a întâmplat numai de mult, astăzi noapte. Și pe măsurile astea am fost nevoiți să alocăm niște bani pe ceea ce avem, nu pe moftul de a căuta să favorizăm pe un sat sau pe altul. Ba, ne-am raportat exact la necesitate. Și pe dată, dacă am greșit, să ne uitați, dar noi zicem că am făcut un echilibru mai mult decât corect. Și continuăm în continuare să ascultăm cu mare drag sugestiile dumneavoastră, dar să fie constructive și totodată și posibil de implementat. Așa ca să vorbim când ne-am dorit. Și poate aveți în vedere o alee pietonală la Ciordia, ca să nu mai ziceți că este cu comună gri și noi promitem cei de la Ciordia. Dacă punem proșa să face pros și roșie, nu gri, așa cum ziceți dumneavoastră. Măcar de la Vari până la Sorin și eu cu personal pe toată porțiunea aceea nu mă floricede. Dacă se poate. După ce vedem aleea, noi punem proșa. Nu este simplu, pentru că pentru aici la Ghebegiune a fost foarte greu. Chiar astăzi și domnul Lăna a fost de față pe mine la discuție, mi-a venit un proiectant de la
de la Iași, cu care noi am mai lucrat și am colaborat cu ei de asociere de Băsănești și în regiunea Veselului, pentru înființarea unei piste de biciclete pe toată perioada, pe tot traseul respectiv, de la Grătira și până la Sândulei. Noi avem intabulat partea de Hilegiu a 1,20 m pe stânga și pe dreapta. Sunt bani tot din PNRR, bani pe verde, care vin fără nicio întâlnire din partea noastră. Am spus că sunt de acord și că o să urmeze o întâlnire între noi, patru primari de Boates, să discutăm înființarea unei asociații și poate ne punem și proiectul respectiv. Clar, vor fi foarte puțini care vor merge cu bicicleta, că s-ar cam de sport ăsta la mai eu, dar o poate folosi ca și la mine pietonală. Nu ne este ușor de făcut. Crede-mă că mi-ar fi drag să fac, mi-aș fi vrut să fac și dincolo de pod, acolo unde vecinii mei mereu unde ne înțelește lucrul ăsta. Nu avem spațiu. Dar plătirea să spunem că ar fi. Aici nu este, pentru că tot ce înseamnă de parte de alta asfaltului pe drumul național, necesită aviz din partea lor și se dă foarte greu, pentru că în planul lor este ca acest tronson să fie în lume expres, care să lege autostrada de la Bercea, pentru că acolo va fi nodul pe autostrada pe A13, pe care nu fac de SF-ul acum. O să luăm un calcul, să văd. Poate se... Da, domnul primar, am văzut că nu este nimic prins în buget pentru strada Muntenii. Nu. Avem o promisiune să putem face ceva nu, în acest an, pentru că și drumul arătă în anumit fel și apa. Da, știu. Am discutat cu domnul contabil chiar săptămâna trecută și astăzi. Nu am prins o stradă de investiție pentru că nu aveam niciun bănuț să trecem doar acolo în lucru, să fie luat pentru oameni. O am în vedere ca o suplimentare de listă cu cele două obiective, strada Munteni și strada Baciului la DR. Sunt străzi pe care nu am intervenit. Dar nu am luat nimic în calcul ca și străzi pe Brătila, pentru că eu cred și sunt convins că apă și canal pe Brătila va fi un proiect eligibil, pentru că așa au spus cei de la Iversalii și de la Minister, ministrul Cechi, că prioritară este apa și canalizarea. Am fost la întâlnire cu colegii mei săptămâna trecută la partid și am stat fiecare proiect în parte. Să știți că din primarii PNL care au depus proiect de pe Mangă Salini, suntem doar 2 sau 3 cu apă și canal. Cei mai mulți au depus pe asfalt, dar nu sunt prioritari. Eu am depus și strada Țirea de Jos pentru pe Mangă Salini. Nici măcar nu iau un capul. De ce? Să vă spun doamna Ramba că atunci notificare. Nu avem apă și canal. Deci cei care au depus pe drumuri nu vor fi eligibili pentru că nu au apă și canal. Apă și canal. Așa mi se pare normal, că atunci când cere asfalt, să ai apă și canal, dar nu să pun asfalt și apoi să o spar. Am făcut noi greșelile astea și le-am făcut și eu și atunci ar fi fost normal să-mi dea întâi apă și canal. Dacă apa și canalul va fi un proiect realizabil, așa cum gândesc eu că va fi pe Vrătina, următorul pas va fi asfaltarea străzilor care nu au fost până acum asfaltate. Am continuat cu Ostea, pentru că e proiectul făcut la care am pus și avize. Și atunci am trebuit să asumăm. Dacă va fi, o să-l tăiem, așa cum îți face și cu ceva de drumuri și o să-l băgăm în canalizare. Eu cred că va fi realizabil. Chiar m-am întâlnit cu domnul Mânță săptămâna trecută și am mers din nou acolo, ne-am gândit noi să facem acele foraje. E posibil ca în zona Taslăuri acolo să găsim apă suficientă pentru satul Brătila. Brătila are problemă gravă cu țară, să știți. Gravă, pentru că eu am soții mei acolo. Nu mai au apă la rețea deloc. Rețeaua au făcută de ei. Dacă acum un an, acum 2 ani, spuneam că Brătila stă bine ca au rețelele lor, astăzi nu mai e așa. A scăzut foarte mult atât izvorul, cât și consumul a crescut. Fiecare și-a făcut în ce-au făcut în băi și-au luat mașinii spate, mi se pare normal și nu este apă. E o problemă gravă. Dacă ducem de aici, de jos, pe costuri mai mici decât ar fi să achiziționăm terenul, pentru că e pe istazul nostru, deci eu zic că e singurul loc care ar putea fi folosit ca și, atât ca adulțiune, cât și a rezervoare. Cu două rezervoare, una pe capătul dinspre Pădureț și una pe capul de sus de acolo la, la Fântânele. Cea de la Fântânele să deservească partea de Munteni până la Răzești, până la biserică și celălalt să vină spre Ciotea în jos. Ne-ar ajuta mult. Eu cred că se poate face. Când vei fi aici, când vei fi eu, clar nu un proiect care se depune să finanțează în 2 ani, dar dacă se începe, va fi și finalizat. Valoarea proiectului de 32 de milioane. Ei spun că asta puteți să fie problemă pentru noi. Spun că eligibil ar fi doar 7 milioane de lei pe fiecare proiect. Aceasta banii pe care cele eu, iar azi în pușculiță.
Dar, ținând cont și am văzut acum la întâlnirea cu colegii mei, foarte multe comune nu vor avea proiecte eligibile pentru că au depus foarte multe drumuri și nu au apă și canal. Poate dă Dumnezeu și o parte din bani se reportează și ajung la primăriile care au proiecte eligibile, apă și canalizare, așa cum aș fost normal. Că să încep cu apă și apoi să continui cu drum și cu asfalt ca să nu fie greu să îndeolești. Am luat un calcul și multe. Am luat pentru că trebuia făcut și multe. Și mai am întrebare, dacă îmi permiteți. La fel n-am văzut că nu s-a prins nimic pe buget pentru un covor asfaltic la rădirea. Asfalt arată într-un mod dezastros. Am prins în buget. Și facem în întreținere vreo 500 de mii de lei. Da, nu știu pe care. Dar toată să urmăresc. Pe ca din acei din cei care am părățit să măcar să revancim dacă nu să punem un covor de la centrul în sus, pentru că acolo arată cel mai rău, partea de jos. Deci drumul nu arată cel mai bine, ca să știți. Indiferent ce se spune, nu arată niciun drum mai bine decât cel de la Bătia. S-a făcut bine, s-a făcut sensul răspundere atunci, 2007-2008, drumul poate nu a fost atât de folosit, nu știu, arată destul de bine. Arată mai rău azi drumul de lume, sau chiar drumul de lume, știu mă. Deci mă uitam acum, eu știam aseară la zmoate de la avarie, s-a picat asfalt în sus. E căpat pe cât ține masa asta, știi. Deci e mult, nu sunt mulți bani de la pe lume aparate. Am luat în calcul și lucrul ăsta. Mă gândeam că era un tratament, că acela cu învăritul Mircea Ganea, dacă mai țin tratamente cu lemnul copil, se făceau pe DN-ul cu... O spumă de asfalt? Da, cu bitum și cu petrecere, care... Nu cred că știi un bitum, dacă s-a dat toate fisurile astea, primul ian, cum ai spus, pe o vară călduroasă, ar mai des la copil. Am luat în calcul și asta pe reparație. Mulțumesc. Dar la Hilegiu, pe Vale, domnul Maracu, ce se mai întâmplă? Pentru că acum trebuie să am un proiect dinamnul crescut ce se întâmplă. Hilegiu, pe Vale? Acum se cheamă partea de la Poli, în Poli. Ah, la Hilegiu, pe... avem din prinsă de investiții orientare toată. Suntem în faza de... expertiză. Acel proiect vechi, trebuie făcută expertiză pe el, că nu avem cum altfel. Reproiectare, scos la licitație și continuare. Am avut o întâlnire cu... doamna de la Crab, care întâlnă și la demisia, nu știu să lăsa demisia, și cu domnul Panfir, pentru că noi nu suntem membri Crab, cei de la Bățănești sunt și sunt prinși încă o listă de priorități, am înțeles, alimentare cu apă. I-am rugat să vină până pe teritoriul vostru, până la pod. Nu au acceptat până la pod, în schimb, au acceptat până în curba aceea cu probleme de la ieșire din sat. Dar, în schimb, am obținut o aprobare și un accent din partea lor. Dacă ei fac investiția lor decât o facem noi, să nu dea voie și acceptă să ne branșăm la rețeaua respectivă, să mai fim nevoiți noi să supraversăm paslor, care nu e simplu deloc. Credeți-mă că sunt cel mai interesat acolo, că eu am optat pe proiectul economic și am eu mai dat. Dacă nu am făcut voie și întâlnit, nu e suficient. Dar restul de executat la proiectul ăsta, îmi putea și plătirea, nu se suprapun? Nu, proiectul respectiv e un proiect care nu mai are o putere în funcționare din 2011. Dar tu faceți expertiză? Acel proiect? Acel proiect? Pe faza de GRG. Pentru muscări. A, deci nu pe tot proiectul, pe parte. Păi nu vă întreb. Dar ce să expertizezi la proiectul dacă nu aveți nicio țară? E o altă sursă, care ar fi. Da, da. Deci acolo expertiza timp se face la o lucrare tipic, la o lucrare la ceva existent. Noi nu avem nicio lucrare făcut la bătirea pe care să o expertizeze. Avem mai regiun schimb. Două camioane din țeau băgate în pământ de 15 ani și un rezervor care trebuie făcut expertiză care să pot folosi dacă mai e bun sau nu mai e bun. Prima fază este expertiza tehnică, apoi reproiectare și abia atunci vorbim de reproiectare zona sau de satul pe care vreau să-l prind în proiect. Pentru că noi fiind nebun să prind Brătina, cu capul de la Hilegiu la Brătina. Așa cum a fost în proiectul inițial, prin Băsănești. Am gândit Brătina independent după rețea proprie cu apă și canalizare, pe care am pus o proiectă în Haică Salini. O stație proprie? Nu are ce să suprafacă, pentru că nu există proiectul acela la Brătina. Nu s-a făcut nimic. A fost doar o SF, o discuție, că se ia apă din Fântânele. Știu că am fost și eu atunci cu dumneavoastră. Nu s-a făcut nimic. Dacă se făcea, aveam ca și face expertiză. Deci faceți expertiza la proiectul care s-a realizat cu domnul primar. Nu, pe Hilegiu. Da, dar acel proiect includea și satul Brătila. De ce nu înțelegeți? Nu spun bucata aia. Acel proiect includea și satul Brătila. Nu. Înseamnă că nu faceți la tot proiectul. Nu, faceți expertiză pe ce s-a realizat și nu este nevoie de o... Asta presupune altă soluție. Bineînțeles. Păi nu e expertiză.
Dar nu, expertiză și proiectare. Nu, expertiză pe ce s-a făcut pe Hilegiu, la tot ce țevi, la aducțiune, la ăsta de sus, rezervorul, după ce s-a făcut expertiza. Și dacă expertul ne spune că rețeaua respectivă poate fi umplută cu apă, umplut cu apă. Dacă nu, facem un alt proiect. Dacă ne spune că e ok, vom face o proiectare doar pe reste executat. Mai puțin gătirea, pentru că gătirea vom pune un proiect nou, e pus pe anchea sau linie. Dacă mai sunt discuții pe buget. Se vor emite facturi, deoarece notificarea de plată nu era considerat document fiscal. Noi plătim către ADIS depozitarea pe care o facem la... Da. Bun. Deci, da, noi plătim cine este pentru? Toată lumea? Vreau să întreb dacă se poate care este programul de la centru de zi? Nu știu să vă spun exact. Da, eu 3 zile dimineața și 2 ori până așa un invers, dar sunt și femei din Ciortea care merg. Chiar mă sunați într-o zi de la mine, dacă se mai facă focul la centrală, pentru că consum foarte mult timp pentru un om sau pentru cei care vin să facă un lucru. Clar, nu are rost, dar pare. Și am cumpărat două radiatoare, spun că costă pentru sală, să încălzească doar acolo, pentru că acum nu mai îngheață mult și nu mai e pericol de îngheț. Și am pus să bage caloriferul pentru o oră, două, că e o ocupată Elena Oprea, care îmi vine fiecare zi, Elena Oprea de sus, în polul. Da, nu, mai știu, mai e cineva care vine acum, perioada asta. Da, da, nu știu, aici, la Delen, e care e soluția cu apa? Mă refer la un sospat. Am văzut chiar ieri când am trecut, era Mărășor, iar seara m-am întors. Iar seara la 10 noapte am trecut, la 10 noapte. Nu știu exact de ce a ieșit acolo, pentru că eu, din câte mi-amintesc, cred că știu bine, conducta de apă nu se oprește acolo, se oprește mult mai sus, în dreptul casei lui... Pavel, Petrică Pavel, ultima casă, partea dreaptă. Apa ești afară undeva pe o fisură la 30 de metri de portul casă. E posibil să se scurgă pe o fisură și să iasă acolo afară sau e dusă mai mult și e spartă chiar, eu cred că e spartă unii două propus, că e capătul de câte, am umplut-o de pe piatră, dacă o plăm la canalizare jos, că am început acolo pe lângă de la de la fostea. După nu ați identificat care e patru. Nu, să fie. Asta e cauza. Cauza e clar două. Altfel nu se explică. Acum nu sunt branșat, e presiune mare, este apă, se consumă ca vara, rezervorul vin în fiecare zi și o cedat. Nu știu exact unde este conducta. Dacă este pe sub asfalt, e sub asfalt. Ce pus se spune? Zile de urmă trebuie să deja se... Acum se suprapune cu un drept. Toată partea stângă, de la Neferință până la casa oamenii, pe partea stângă e un drept, un drept care prelua toată apa din deal, un deal care acolo se prinde din izvoare. Oana sunt drept la deal și se bea jumătate de sare, cum până la ei. Este apă. A fost venit un drept cu o membrană care acumulează apă, se umflă, se umflă și apoi dă afară. Dă afară exact la colțul codețului de pe autobuz, al Păjor. Și eu am
dând afară acolo, ieși la alterea, cum zis, că nu mai la drenul la Pasăfii, n-ar ajunge. Mai ales că Marțin spunea că nu-i scade din rezervor, știi? Adică foarte puțin, că se consuma. Dar cred că nu era foarte fisurat și se perdea mai puțin apă. Ori își căuta loc să iasă undeva afară, știi? Și aseară, la 10 jumate aici, nu ar fi fost problema cu apa, nu mi-a fost teamă de gheț, ce s-a și întâmplat, venea unul cu gheț la vale și se ducea de... Dacă nu merge cu Marțin aseară, dar mai ales cu nisip. Lumea a zis să nu-i sfacem, nu-i spune, nu-i sfacem, nu-i sfacem, nu-i sfacem, nu-i sfacem, nu-i sfacem, nu-i sfacem. Da, alte întrebări? Domnul Motrea. Vorbeam și ședința trecută din parohia 2, să-ți purtați în otoamă. A zis că nu e loc. Părintele a zis că a vrut să extindă doar un metru și doamna n-a fost de acord, doamna Ungureanu. Dar am găsit o... Eu m-am gândit la o soluție mai bună, la școală, la deal, în spatele terenului fotbal, la cordul, intră tot terenul la tenis. La Nicolae, am fost un medic, acolo e un loc foarte bun, aproape de biserică, 100 de metri, se poate face o casă motorală fără probleme. Și nu ar trebui să mai cumpărăm de la doamna Ungureanu, ca să vă-i convinge. Eu am stat cu părintele, dar nu i-am dat soluția. Acum nu-i poate, nu? Ce-ar face la poporul, zice. Nu este spațiu, este foarte mare. Fie o casă făcută gata, acum cea de la Măgura, din lemn, pe care nu mai o să o aici și să o pui și să o folosești 20 de ani fără nicio problemă. Știi, e o cabană la Măgura, care este ok, nu face decât o placă de beton, iar dacă nu, la primă, la comună, cu Ravoi, sau nu știu, ne-am văzut la biserică, un container dintre ăsta izolat, amenajat cu aer condiționat în el, care este super ok și la cheltuială mult mai mică. Nu cred că o parohie Răzești și eu cunosc foarte bine, cunosc și dumneavoastră, nu are potențial. Dacă nu-i sprijinim noi, nu pot să fac o casă mortuară care costă 100 de mii de euro cel puțin. Și știm cu toți, mai ales că e și o concurență cu preoții în comun, constructivă și foarte bine că e așa, de aș face cât mai frumoasă ca casa aceea, celălalt de la Andorra Drăgutești, că e Fedru, la Gheregiucă se construiește. Am văzut și părintea de Rima și-au adus o țară și-au adus ce trebuie acolo. La brătire arată bine cea de jos, sus oarea m-a amenajat pe părintele și pe aia de la Mocani. Eu așa aș vedea. E bună și soluția aceea care îți spui tu la spatele școlii acolo. Așa. Eu uite-o acolo, verifică. E acces. Da, acces prin spate. Da, acces, da. Dacă aveți întrebări dumneavoastră, dacă nu mai e întrebări. Deci nu este adevărat, eu vă întreb, eu vă spun că nu am verișoară la școală. Dacă vă referiți la soția lui Buramba Tudor, nu este verișoară mea. Da, dacă o fi avut treabă la trezorină la 12 și copilul în mașină, eu cu ce o crimă, părerea mea. Acum, dacă o deranja pe cineva, o să-i spun să nu mai facă. Dar eu nu cred că... Da, dar s-a întâmplat o singură dată, nu? Nu gândesc că Tudor când ia copii la școală. Dar dumneavoastră nu știți mașinile primăriei când pleacă? Cine ar trebui să știe? Eu am evidența mașinilor primăriei. Am contabil, care țin, am șeful din mașină, cu folii parcurs. Repet, dacă într-una din zile, la ora 12, s-o suprapus cu o problemă la trezării și-o luam copilul mașină, nu contest cum o fi adevărat. Da. Dacă e o regulă și că merge fiecare și-a copil la școală, vreau la Tudor, mă abțin. Nu cred. Ce nu crezi? Mi s-a transmis să vă întreb. Și a doua întrebare, de unde ați cumpărat coavelele care le-ați pus în față la magazin? Știi că și în curte. Da? Trebuie să mergi să vedeți. Bun, am înțeles. Deci m-am lămurit, asta a fost întrebările, dacă dumneavoastră mai aveți întrebări? Asta că l-am pus acum, nu, asta nu, mi s-a mai trebuit, nu? Nu știu cât l-am pus, am
Eu nu știu când a spus ce pamele aveți dumneavoastră. Ne-am fost la dumneavoastră acasă de nu știu câți ani. Nu vreți nicuți care să Deci voi e greu. Da. Și a rămas surprins, mi-a dat 200 de lei înapoi pe 5 paleți. Mă gândesc la fiță. Dar de ce v-ați să vă întrebat? M-am amuzat chiar. Adică nu, dar de ce, mi se pare o obraznicie? Faptul că, nu știu, că oamenii au spus, întrebați pe domnul primar. Dacă mașinile primăriei sunt pentru familie, ca fost și pentru familie, pentru om. Au fost pentru familia dumneavoastră 12 ani de zi. Serios. Au fost. Și dacă tot discutăm de mașină, încă o dată spun, mașinile primăriei ar trebui, nu că ar trebui, trebuie să stea la primărie, domnul primar. Da? Și doamna dacă are nevoie de ea să folosească și tanti Maria dacă vrea să se ducă la dispensar și oricine, nu sunt mașinile private. Am de prieteni în jos, vă garantez asta. Poate nu am vrea să folosim mașinile primării, pentru toți colegii din primărie. Dar nu mă referam la colegii din primărie, mă referam la cetățenii comunei. A, se plimbă cu mașina. Dacă au nevoie, nu se plimbă. Pentru că nu sunt ale primăriei, sunt ale cetățenii comunei. Și dacă le-am vizit pentru că am început pentru ele, nu le-am făcut la primărie. Hai să mergem. Da,